Vă salut pe toți cu pacea Domnului, bună seara, bine ne vedem cu această ocazie, suntem bucuroși să fim împreună într-un număr foarte frumos pentru vineri seara, pot să spun nesperat de frumos, așa cum obișnuim de fel să fie atunci când este corul. Și ne bucurăm și vă spunem un bun venit în numele comunității tuturor, musafirilor, prietenilor, coriștilor care ați ales astăzi să fiți cu noi în această zi de sabat, zi de sărbătoare și... Mulțumim Domnului și Sorelia pentru această propunere de cântare care este una dintre preferatele mele. Este una dintre cântările care cred că descrie cel mai frumos planul de mântuire care le avem noi, cântările din cartea de cântări. Sunt multe frumoase, dar asta parcă cumva înmoaie inima, parcă pregătește inima pentru cuvântul lui Dumnezeu. Este vineri seara, aveți ca țintă repetiții și bine faceți, dar așa cum obișnuim vrem să avem o scurtă meditație și cu această ocazie, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și cred că cu toții avem această bucurie de a ne îmbărbăta, de a ne încuraja și de a vorbi unii cu alții și din cuvânt, pentru că aceasta este menirea și de aceea venim la biserică să-L întâlnim pe Dumnezeu prin cuvânt și prin Duhul Său cel Sfânt. Știm și dorim și este în mijlocul nostru. Slăvit fie El și lăudem pentru aceasta. Amin. Cu această ocazie mă uitam pe prelegerile care sunt anul acesta prima dată pentru copii și știți cum poartă titlul, cred că le veți primi sabatul acesta și atât cele mari cât cele mici. Este prima dată ca biserică când avem prelegeri pentru copii și este bine acest lucru și ne încurajează pentru că și ei pot să aibă programul lor. Poartă titlul Minunile lui Iisus. Și dacă analizăm în Sfânta Scriptură, minunile lui Iisus sunt multe. Știe cineva câte sunt, le-a numărat vreodată? Oricum, undeva la 37, poate mai bine, dar foarte multe despre ce este vorba? Despre vindecări, nu? De boală chiar, 3 cazuri sau 4 de învieri chiar. Și în această seară, cu această ocazie, chiar v-aș întreba, aș pleca de la o întrebare. Există o boală care nu poate fi vindecată de Dumnezeu? Sau o poate vindeca, dar greu? Ce ziceți? Adi spune aici, da, necredința. Cumva acolo va duce subiectul nostru la o concluzie, dar în Sfânta Scriptură am găsit o singură caz care am văzut acest lucru și există, așa cum amintea și dumneavoastră și ne gândim acum cu siguranță, care este boala aceea și avem fiecare poate în minte o anumită boală și ne gândim la ea și poate ne întrebăm, oare sufăr și eu de această boală? Pot fi vindecat? Să nu credeți că vorbesc erezii sau cumva să nu spun că Dumnezeu nu are putere de a vindeca vreo boală. Nu, slăvit fie El, El are putere de a vindeca toate bolile noastre și poate face acest lucru. Dar există o categorie de boli pe care Iisus a vindecat-o cu foarte mare greutate atunci când a fost pe pământ. Și în analiza acestui subiect vreau să... ne cercetăm fiecare și să vedem dacă nu cumva poate și în viața mea și în viața ta, în viața dumneavoastră, poate să existe această boală. Deschidem și este scris această întâmplare în Marcul, capitolul 8, 22 la 26. Este singurul loc și singura vindecare care nu poate o face Iisus dintr-o dată. Singurul loc în Sfânta Scriptură, nu găsim alta, de fiecare dată când întâlnim vindecare de boală, Dumnezeu a spus un cuvânt sau a chemat la ei sau a fost adus bolnavul la el, a intrat poate prin acoperișul casei, s-a dat la o parte și a făcut și îndată s-a vindecat. Dar în această situație, Domnul Iisus nu poate vindeca dintr-o dată acest bolnav. Și haideți să parcurgem aceste versete biblice. Marcu 8 cu 22 la 26. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi a pus scuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? 24. El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit.
Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis: să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat ce s-a întâmplat. Poate aparent, și cred că în mintea dumneavoastră, spuneți și acesta a fost procedeul. Și avem mai multe vindecări în situație de orbire. Și dacă deschidem, avem multe, cel puțin patru mi-am notat eu, orbul din naștere în Ioan 9, orbul din Erihon din Luca 18 și cei doi orbi din Galileea, Matei 20. Dar în acele situații, dacă nu este timpul pentru că este seară și vreau să parcurgem să nu vă obosesc, să nu ne obosim, vom vedea că Domnul Iisus a spus un cuvânt și raportul Bibliei spune cum a plecat bolnavul. Vindecat. Aici a fost nevoie, putem spune noi așa, de o insistență a Domnului Iisus în vindecarea acestui om. Și oare orbirea era cauza principală a acestui om? De foarte puține ori găsim pe Domnul Iisus că vorbește direct cetăților sau orașelor. Și în mod special, cât a fost pe pământ, el a vorbit Ierusalimului, nu? Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng ușii, avem de multe ori estrimările pentru Ierusalim. Dar mai avem și o estrimare. Vai, spune despre Betsaida acest vai. Și îl găsim scris, nu? Că dacă s-ar fi întâmplat în tine, în Tir, nu? În Tir, dacă s-a întâmplat, da, care s-a întâmplat în Tir și Sidon, s-ar fi pocăit și oamenii spune că a fi fost. Dar în Betsaida, care era problema principală? Ce făcuse creștinii din Betsaida? Ce s-a întâmplat cu ei? Și dacă ne uităm un pic în jurul minunilor, înmulțirea pâinii și peștelor, plimbarea pe lac și multe alte, se întâmplă în zona Betsaida. De acolo, mai mult decât atât, sunt trei ucenici: Filip, Andrei și Petru, dacă nu greșesc, nu? Se spune raportul biblic. Și totuși, s-a întâmplat acest lucru, nu? Și de unde tragem această concluzie că problema nu era orbirea? În celelalte întâmplări, vindecări care le-a făcut Domnul Iisus, se spune că, și chiar aș vrea să citesc tot aici, că nu-i departe de Sfânta Scriptură, Marcu 10, 47, spune Bartimeu, ne aducem aminte de el, spune: el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Cine a strigat? Alții? Oamenii de pe lângă el sau chiar bolnavul? Ce dă dovadă aici că avea acel bolnav? Nevoie, credință. Și spune, și haideți să vedeți un pic, 48: mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis: chemați-l. Au chemat pe orb și au zis: îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. 52: îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum spre Iisus. Venim la Marcu 8. Au venit la Betsaida, au adus la Iisus pe un orb. Ce s-a întâmplat în situația asta? E ceva diferit? Vine el din propria inițiativă, ajunge, aude că vine Iisus acolo și crede și vrea să ajungă neapărat în calea lui Iisus? Sau alții care avea credință îl ajută și îl duce în fața lui Iisus? Raportul biblic e clar. Spune că au adus la Iisus pe un orb. Una din problemele acestui om, care aparent era orbirea, ce era de fapt? Era atins oare și el de ceea ce se întâmpla în Betsaida? Necredința creștinilor, oamenilor de acolo? Și cred cu siguranță era una din probleme, pentru că ei nu-l credeau
pe Domnul Iisus că este Mesia. Nu credeau că este Mântuitor. Credeau că este un vindecător, poate oarecare, un mare medic. Dar nu credeau că este Domnul Iisus, Fiul de Dumnezeu. Haideți să vedem un pic ce face Domnul Iisus mai departe. L-au rugat să se atingă de El. Este total diferită această situație ca celelalte. Ce face Domnul Iisus cu mine și cu tine? Atunci când afli despre El și dorești cumva să fii vindecat, datorită poate credinței tale, datorită credinței celor din casa ta, poate din biserica ta, de ce te ia? Te ia de mână. Te scoate din mijlocul societății poate în care trăiești. Te scoate din mijlocul anturajului ca tânăr. Și de ce credeți oare că alege să-l scoată? Nu putea să-l vindece acolo în mijlocul oamenilor? Avem o altă situație când era cineva în spate bolnav și ce îi spune? Vine în față, nu? Și este vindecat. Îl scoate din mijlocul celorlalți pentru că numai acolo putea să fie vindecat. Numai acolo putea să-i câștige încrederea și să-i mărească credința și să-i ofere vindecarea. Și vin la concluzia care o spunea Adi când am întrebat. Principala problemă a acestui om era necredința. Și doi factori care aș vrea să le analizăm cu această ocazie, care cauzează necredința și orbirea spirituală, și două boli care oamenii suferă astăzi și poate sufer și eu, poate sufer și tu, și să ne analizăm fiecare cu această ocazie. Tot din Sfânta Scriptură vedem. Și știm acest remediu care îl făcea Domnul Iisus. A luat, de data asta aici raportul Biblii nu mai spune de pământ, țărână, spune că doar a pus cuipa pe ochii acestui om și a pus mâna pe față și îl întreabă, vezi ceva? Și trebuie să vedem simptomele acestei boli de multe ori. Cu Domnul Iisus de mână, îi dă mâna, îl vindecă, putem spune că aproape îl vindecă. Și unde alege să privească acest om? Unde, ce face? Concluzia biblică este că se întoarce spre sat și ce spune? Nu? Spune... Vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Pe cine trebuia să-l vadă? Unde era Domnul Iisus? Și ce a făcut acest om? Oare mi se întâmplă și mie astăzi să îmi concentrez atenția și poate critica, poate lucrurile care nu mă ajută pe calea mântuirii? Ce face altul? Ce face cel de lângă mine? Ce face colegul meu de serviciu care poate e adventist, nu e reformist de adventist? Ce face? Și să ne aplicăm fiecare în domeniul nostru de acțiune și de trăire a adevărului. Nu? Acest om, acest bolnav, și spune că văd umblând niște oameni, dar mi se pare ca niște copaci. Cum privim copaci? Acum depinde la noi timp. Dar de multe ori când privești un copac și mai ales dacă știi și cum trebuie să arate un copac ideal, ce observi? Deformitățile, nu? Scorburile, crăpăturile, coaja, creanga care trebuie tăiată, cum trebuie curățat? Nu? Dar această boală, miopia spirituală, vedem că acest lucru face și aceasta era o problemă care avea orbul nostru din această vindecare. Și mai avem o problemă care cred că o putem enunța cu această ocazie și tristă, dar de multe ori vedem astăzi foarte mult între oameni și chiar și în biserică de multe ori, nu? Dacă miopia aceasta fizică, care mergem cu ea la doctor, problema ochilor și așa, nu are problemă cu contagia, contagios, de obicei această orbire spirituală, miopie spirituală, ce se întâmplă cu ea?
Se cam ia. Se cam ia. Asta e o mare problemă. Și se întâmplă să fie foarte contagioasă. Și un om, un creștin, care ajunge să aibă această boală, este foarte greu să vadă altceva în afară de scorburi. Și cred că cel mai dureros este că atunci când te uiți la ceilalți, nu mai ai timp să te uiți la cine? La Domnul Iisus. Vedem că nu renunță aici Domnul Iisus la acest procedeu de vindecare. Aș vrea să mai pun o întrebare. Acest om a fost orb din naștere? Nu, e clar. E clar pentru că Biblia ne spune acest lucru. Spune ce zice că vede? Niște oameni care seamănă cu ce? Și atunci care e concluzia? Odată a văzut și a văzut bine, a văzut deslușit, a văzut clar. Ce l-a făcut să orbească? N-avem un epilog, dar putem să tragem o concluzie pentru noi astăzi. Atunci când ales să privim la ceilalți din jurul nostru, probabilitatea este foarte mare să faci miopie spirituală. Haideți să vedem ce s-a întâmplat. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi și i-a spus ce să facă, care e remediul. Uită-te, țintă la mine, cu alte cuvinte. Biblia nu spune, dar asta e concluzia și asta e rețeta. Și când s-a uitat, țintă, a fost tămăduit și a văzut lucrurile deslușit. Vedem că această miopie spirituală este o boală greu vindecabilă, chiar de Domnul Iisus. De ce? Nu pentru că ar fi imposibil sau nu are putere Domnul Iisus, Dumnezeu, să o vindece prin puterea Duhului Sfânt și prin cuvânt și prin tot ceea ce astăzi avem, mijloacele care lucrează la inima mea și a ta, Dumnezeu. Dar ce se întâmplă în această ecuație? Este lăsat Domnul Iisus să lucreze? Nu este lăsat, pentru că vine o a doua simptomă care am scos-o din aceste versete, care am pus un nume, nu știu dacă chiar e potrivit, dar poate dumneavoastră îi dați o potrivire mai bună. A doua boală ce a cauzat necredință în viața acestui om, am spus eu, autosuficiența cerebrală sau autosuficiența spirituală. Ce ziceți? Dacă raportul biblic și aveam această întâmplare, ipotetic vorbind, după ce spune, ce vezi? Văd niște oameni care pare niște copaci. Astăzi am auzit și poate ați auzit dumneavoastră de mulți oameni care n-au văzut sau au orbit și au mers la medic, au dat tot și chiar ar da tot ce au pentru a vedea măcar în ceață, nu perfect, dar să vadă, spune, să mă pot descurca singur, cumva, nu să nu mai aibă această nevoie. Și ar da totul pentru a face această treabă. Dacă întâmplarea noastră biblică se încheia după ce a spus că văd niște copaci și venea și mulțumea acest bolnav Domnului Iisus, cum era situația? Era vindecare? Era pe jumătate, spune Adi, nu? Și aproape deloc. Mi-aduc aminte, eram în liceu și pe sfârșit de an de obicei se întâmpla acest lucru. Aveam colegii care nu iubeau școala, dar nu atât de mult ca alții și mergea pe holul cancelarii, pe holul școlii, liceului și aștepta profesorul la cancelarie să iasă cumva și să rugau de ei, un profesor, știți, n-am putut, am lipsit, așa, măcar cinciu ca să, ce să fac? Să trec. La viața spirituală, din păcate, cinciul nu treci, nu trece. Nu? Dar vedem că nu se întâmplă așa în situația noastră. Dar să analizăm un pic situația noastră. Din punct de vedere spiritual, cu cinci nu se intră în împărăția cerurilor. Și oamenii
Și creștinii astăzi am început să ne mulțumim cu 5. Sau mai bine spus, noi de la botez și mai ales când facem legământ cu Domnul prin botez și să vii fiel că avem tineri aici care doresc acest lucru și cred că în viitorul apropiat vor face, dar să ne analizăm un pic. Ce am schimbat de la botez? De la legământul care l-am făcut cu Domnul prin botez, prin apă și în viața noastră? Pentru că viața lângă Domnul Iisus, viața de creștin, adventist, adăugăm reformist, ar trebui să fie o viață cum? În continuă creștere, nu? Și dezvoltare în ceea ce înseamnă cunoștința, priceperea și aplicarea, în mod special, a conținutului ce învățăm aici sabat de sabat în viața de zi cu zi. Însă, de multe ori avem această autosuficiență spirituală în viața noastră. Se vede, se întrevede în viața mea și în viața dumneavoastră, nu? Noi de multe ori spunem și acționăm și avem noi o vorbă ca român, spun Claudiu, l-am auzit de multe ori și lega cu sârmă, merge și așa. Și de multe ori poate mai mergem la anumiți oameni, prieteni și am văzut meseriași care lucrează, merge și așa. Nu vreau să vă întreb cum arată un lucru, merge și așa făcut. Dacă în viața de zi cu zi merge, ca și cinciul, în viața de spiritualitate nu merge. Noi de multe ori spunem și facem acest lucru privind unii la alții și de aici vine și această autosuficiență spirituală, privind unii la alții și atunci când privești la celălalt, întotdeauna vei găsi pe cineva care este mai jos ca tine și întotdeauna vei găsi pe cineva care este mai sus cu tine. Și ca conștiința omului, când te situezi undeva între poli, cum spui? Și păi, prezbiterul și predicatorul a făcut niște gafe, eu nu le fac și membru simplu doar. Nu? Sau școala de sabat, ce a spus la școala de sabat și președintele școlii de sabat și eu. Nu? Și se mai poate întâmpla un lucru foarte probabil să se întâmple în viața unui astfel de om cu această boală, cu miopie spirituală. Să fie, cum să zic, nemulțumit. Pentru că vine la biserică și ce face acest bolnav? La cine privește și de ce vine la biserică? Să privească și nu-mi place cum cu sacul afa Laura, nu-mi place bluza lui X, nu-mi place pantoful, poate nu-mi place mocheta, nu-mi place alte lucruri, nu? Nu-mi place. Și de multe ori ni se întâmplă acest lucru. Pentru că, așa cum spuneam, de multe ori această miopie vede copaci și nu vede oameni. Și se întâmplă să ajungi poate nemulțumit acasă, să nu te mai mulțumească nimic. Pentru că întotdeauna atunci când te compari și când privești la oameni, ori critici, ori de multe ori, ce vedem între noi, este nu o comparație, ci poate spunem o întrecere în zilele de oastă, că a ajuns oamenii să trăiască. Mai puțin în biserică, dar în viața de zi cu zi, când privești oamenii și vecinii și, nu? Își ia unul o mașină scumpă, altul și altul. Unul face cu vilă cu două, case, cu două etaje, altul face bloc cu 15 etaje, ca să fie. Și așa o concurență care o privim și parcă ușor, ușor vrea să pătrundă chiar și între noi, ca frați și surori. Dar vedem că această boală este greu de vindecat. De aceea, haideți astăzi să încercăm să ne rugăm Domnului să ne facem o analiză și dacă cumva și noi începem să vedem copaci și nu stăm cu privirea țintită către Domnul Iisus care aduce vindecare, va fi problemă. Vreau să mă apropiu de încheiere și aș vrea să ne gândim și să ne întrebăm fiecare în mod individual. Dacă cumva poate am văzut în ceață sau poate mai vedem în ceață. Poate încă sau mai alegem să privim mult în această lume și să nu privim la Domnul Iisus. O analiză a fiecăruia personal și o analiză care să ne apropie de Domnul Iisus și astfel unii de alții. Vedem că Domnul Iisus este gata să aducă vindecare. Este gata să ne ia de mână și chiar ne ia de mână.
și ne vorbește. Dar atunci când ne dă drumul, ne dă El drumul? Nu. De multe ori noi alegem să ne întoarcem, să privim un pic. Ne aducem aminte aici de cazul Lot, nu? Avea porunci stricte și va veni vremea în care vom trăi acele zile și Domnul să ne ajute să alegem să privim la El. Vedem că la orbul orbul Bartimeu se întâmplă altceva în viața lui. El a auzit doar de acest doctor, de acest mântuitor și nimic și nimeni n-a putut să-l oprească, să strige și să vină înaintea lui. Și-a aruncat totul, nu? Spune că și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Pentru că nu avea nimic decât haina. Și citim de acești orbi, ca și astăzi, mulți cu probleme și care nu au din nimic, unde îi găseai? Singurul caz este acesta, că l-am găsit în Betsaida, în cetate. Dar ceilalți spune că erau pe marginea drumului și cerceau, când Domnul Iisus trecea pe acolo. Și oare ce reprezintă haina? Ce reprezintă tot ce a avut acest om aruncat? Și vine după Domnul Iisus. Și vine la îndemnul celorlalți, fraților săi. Și Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ce vrei să-ți fac? Rabunii, a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea. Și ce a făcut el? Interesant cum se cheie această întâmplare din Marcu 10, ultimul verset. Spune: îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Care concluzia? Ce s-a întâmplat cu viața lui? S-a schimbat. Nu a mai stat într-un singur loc, nu mai a stat cerșător, ci viața lui s-a schimbat cu totul. Aceasta face privirea țintă la Domnul Iisus și dorința de vindecare. Vedem că acest om suferea de aceste boli, de care el pot spune și putem spune, cred că după o analiză sumară a ceea ce am făcut în această seară, era îndrăgostit de aceste boli și de aceea nu putea să fie vindecat, dacă putem spune această afirmație, îndrăgostit de boală. Pentru că vedem aceasta în viața lui, dar avem un caz fericit, a ales să privească țintă la Iisus. Suntem îndemnași noi cu această ocazie să-L căutăm pe Domnul Iisus. Să ne întoarcem și să ne răspundem personal în această seară, acasă, ce schimbări am făcut în viața mea de când L-am ales pe Domnul Iisus ca Mântuitor, făcând legământ prin botez. Și dacă în urma analizei noastre, schimbările care le-am făcut sincere, analize sinceră, noi cu Dumnezeu, răspunsurile nu sunt multe, sau balanța este poate pe egal, cred că este momentul să ne reconsiderăm poziția și dorința noastră de vindecare înaintea Tatălui Ceresc, care dorește vindecarea noastră și o vindecare desăvârșită, nu o vindecare parțială, ci o vedere de aceea lină și plină de dragoste. Pentru cei care doresc acest lucru, dorim să ne rugăm cu această ocazie la când va fi momentul rugăciunii și să-i mulțumim Domnului pentru că El este gata de a vindeca și aceste boli care sunt greu de vindecat. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare cu decizii care să ne apropie de cer, să ne apropie de El și unii de alții. Lui aducem laude și mulțumire pentru toate în veci. Amin. Amin.